Deci chiar sunt niște clădiri emblematice ale județului Păcuvânt. Și Tatomici este clădire nu numai ca muzeu, dar și se leagă de diaspora armenească. Aici se întâlnea capătul cartierului Armeninii cu cartierul Stamatinești. De aici începe Stamatinești. Și aici aveau și catolici zona lor. O mare comunitate catolică avea și biserica cea mică, demolată, știți, până mică, da, după 2000. O știu de 70. Exact. Iată-ne astăzi într-o altă clădire de patrimoniu și reprezentativă pentru municipiul Focșani. După multe altele care s-au renovat în ultimii 3-4 ani, și Casa Tatovici, în care ne aflăm astăzi, este o clădire, așa cum am spus, emblematică. Proiectul a însemnat consolidare, restaurare și punerea în valoare a imobiliului. Urmează acum dotarea cu expozițiile de plant, de faună și floră. Pentru renovarea acestei clădiri s-a alocat prin programul operațional regional 11.539.000 de lei, din care județul Vrancea, Consiliul Județean, a avut o contribuție minoră de 230 și ceva de mii de lei. Este o clădire, într-adevăr, care ne face cinste, la fel ca și Casa Alaci, cea de pe Bulevardul Gării, ca și Muzeul Vrancei, fostul tribunal pe care l-am inaugurat tot anul trecut, înainte de sărbători, și multe altele care le-am făcut în mandatul început de către regretatul președinte al Consiliului Județean, Cătălin Toma, împreună cu mine și aparatul tehnic al Consiliului Județean. Vedeți, a fost achiziționate pe un proiect aceste vitrine, lucrăm la acvarii și sper ca la jumătatea acestei veri să avem muzeul gata pentru a fi deschis pentru vizitare.